Un sondajul de pe Instagram este dacă apare o confruntare, cine o stârnește? Pentru că acolo ne împărțim în foarte multe categorii și dacă aplicăm exact așteptările acelea vis-a-vis -vis de confruntare, textului de astăzi, este foarte interesant să vezi cine și cu ce motiv pornește o confruntare. Spunând -mi lucrurile acesta, mi-aduc aminte ce am cântat împreună cu toții. Și anume, tu m-ai iubit chiar când zdrobit de păcat eram, prin har mai întregit, în Isus mai salvat. Ce nu spune ceea ce am cântat este că pentru a fi salvați prin harul lui Hristos am fost confruntați cu păcatul. Așadar, confruntarea trebuie să aibă loc. Că ne place sau nu ne place să intrăm într-o confruntare, Dumnezeu asta face. Ne confruntă constant cu starea lucrurilor din inima noastră vis-a-vis -vis de scriptură, pentru a pleca altfel decât am intrat în locul acesta. Doamne, te rugăm frumos în dimineața asta, continuă să ne vorbești. Că suntem aici, în locul acesta, că suntem acasă, în fotoliu, că suntem în mașină și ascultăm predica asta. Te rugăm frumos tu să ne vorbești, în așa fel încât, confruntați fiind cu starea inimii noastre, să te vedem pe tine și mai ales să vedem felul în care lucrezi în inima noastră pentru veșnicia noastră împreună cu tine. Amin. Astăzi continuăm seria mesajelor din Crucea Regelui. Suntem în Marcu, așa cum știți, suntem într-o serie de predici pe text din Cartea Marcu. Am fost în câteva serii, în câteva mesaje, pornind de la necădință, apoi necurție, am ajuns la focalizare, am ajuns la priorități. Astăzi suntem în episodul care se numește Confruntarea. Confruntarea însă are, are loc într-un pasaj un pic mai larg, marcul 11, 12, 13, și 11 și 12 este astăzi în atenția noastră. Lucrarea lui Isus din Ierusalim are practic loc în pasajul acesta și în felul acesta ar trebui să-l înțelegem. Hai să ne uităm puțin pe slide. În primul rând avem intrarea regală a lui Isus în Ierusalim și provocarea la adresa orașului, dar și a liderilor săi religioși prin acțiuni simbolice. 1. De curățarea templului și apoi de blestemarea smochinului. Țineți minte și vom citi textul, Iisus intră în Ierusalim, însă nu doar intră, ci are niște lucruri extrem de importante de făcut acolo. Doi, aceste confruntări, aceste acțiuni simbolice stârnesc o serie de conflicte și dezbateri între Isus și liderii religioși. Și vom lua la pas fiecare din aceste confruntări. Urmând ca data viitoare să vedem a treia parte din lucrarea lui Isus în Ierusalim și anume discursul de pe muntele măslinilor. Astăzi însă ne uităm la intrarea în Ierusalim și apoi conflictele care urmează de imediat după aceea. Hai să citim împreună și tare v-aș ruga să țineți Biblia deschise, că e pe telefon, că e pe hârtie, că sunteți acasă. Țineți Biblia deschisă, vom citi textul pentru că este un text lung și dacă nu l-ați citit, o mare parte din ce vorbim aici s-ar putea să nu aibă mare, mare, sens. Hai să vedem ce spune Scriptura. Marcu 11 cu 1. Când s-a apropiat de Ierusalim, și a fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați și aduceți-mi-l mie. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară, lângă ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți, de ce dezligați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au dus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așternau hainele pe drum, așterneau hainele pe drum, iar alții preserau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus striga, O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este, este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. O sana în cerurile prea înalte. Iisus a intrat în Ierusalim și atenție, ce face? S-a dus direct în templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe însărate, a plecat la Betania cu cei 12. Observați că Iisus intră în Ierusalim, Merge direct la Templu, nu stă foarte mult și iese seara pe înserate. Însă ce vreau să punctez în primul rând este că intrarea lui Iisus în Ierusalim este importantă și integrantă, o parte importantă și integrantă a lucrării lui Sus, așa cum este ea profețită. Ce face Isus este să, începe să, să înceapă să puncteze foarte clar și specific că este Fiul lui Dumnezeu. Cum face asta? împlinind profețiile cu privire la Fiul lui Dumnezeu. Când Isus vine și intră în Ierusalim, el practic împlinește profeția din Zaharia 9, de la 9 la 10. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. Deci, practic, Isus, când intră în Ierusalim, pe măgăruș, împlinește punctual ceea ce spune Zaharia și ceea ce oamenii așteptau. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și apoi observați limbajul. Voi nimici carile de război din Efraim și Cai din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginea pământului. Și observați cum se creează o așteptare a poporului din profeții. Urmând ca această așteptare să fie parțial împlinită prin faptul că Isus vine exact așa cum a fost profețit. De ce este importantă intrarea în Ierusalim așa cum este ea profețită? Hai să vedem. În primul rând, pentru că aceasta este cea mai puternică afirmație publică a lui Isus de până acum cu privire la identitatea lui de Rege și de Mesia. Când vine și împlinește în detaliu profețiile din Vechiul Testament, el vine și spune direct și clar, sunt fiul lui Dumnezeu pe care îl așteptați. În al doilea rând, aceasta este o autorevelație la pachet cu pregătirea unei confruntări. Pentru că Isus va contesta de acum în mod public autoritatea liderilor religioși din Ierusalim. Și într al treilea rând, Isus intră în Ierusalim nu ca un erou, călare pe un cal de război, ci călare pe un măgar, indicând astfel că victoria lui mesianică nu vine prin forța armelor, ci prin moartea sa viitoare. Și lucrurile astea toate se leagă cap la cap. Nicăieri altundeva nu mai apare Isus călare pe un măgar, ci apare atunci când este necesar într-un mod simbolic și unic. De ce? Ca să împlinească profețiile în detaliu. Apoi gândiți-vă că călătoria aceasta călare pe un măgar este, amintește de încoronarea lui Solomon. Uitați-vă dacă vreți în 1 Regi de la capitolul 1, 32-40. Și toate acestea sunt intenția lui Isus divinitatea lui Isus care punctează profețiile Vechiului Testament. însă intrarea în Ierusalim este doar începutul confruntării. Țineți minte că tot episodul de astăzi are titlul confruntarea și ceea ce am văzut noi până aici este începutul acelei confruntări. Hai să vedem care e aplicația până aici. Pentru ca o confruntare să aibă loc, este nevoie de o apropiere a lui Isus de Ierusalim. Ce înseamnă asta este că intrarea lui Isus în Ierusalim este necesară pentru împlinirea scopului venirii lui Isus. Care e scopul venirii? El a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. E bine, gândiți-vă care e scopul apropierii lui Isus de inima noastră. Gândiți-vă că atunci când Isus începe să vă vorbească prin Duhul Sfânt, o face cu un scop. Și deseori scopul acela duce la ce? La confruntarea cu păcatul. Care e reversul? Care e alternativa? Să-l ținem departe. Să-l ținem la distanță, să-l ținem la ușă. Pentru că atunci când Isus vine, provoacă. Atunci când se apropie, provoacă. Atunci când se apropie, confruntă. Și ce confruntă El? Din cauza sfințeniei Lui, confruntă păcatul nostru. Și asta este ceea ce face Isus. Intră în Ierusalim, dar nu intră doar ca să fie văzut, ci intră ca să confrunte. Hai să mergem mai departe. Următoarele trei episoade, blestemul smochinului, curățarea templului și apoi descoperirea smochinului ofelit sunt strâns legate una de alta. <coughs> Versetul 12. A doua zi după ce a ieșit din Betania, Isus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea, smochin, avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în viac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ușenicii au auzit aceste vorbe. Nu vi se pare arbitrar și gratuit? Nu vi se pare că Isus, care face minuni și creează prin minunile Lui, face data asta o minune, dar care distruge? Am citit și am recitit textul acesta și încerc să văd ce anume nu-mi dă pace. Și afirmația pe care o face marca aici, pentru că încă nu era vremea smochinelor, ne încurcă un pic. De ce? Hai să vedem ce se întâmplă. Și acum pot să vorbesc despre smochine, pentru că avem un smochin în curte. Am avut un smochin la Arad, unde avem cu tot o altă climă, și în fiecare vară mâncam multe smochine. Nu eu, Dora și copiii, mie nu-mi plac smochinele. Însă aveam destule smochine coapte în fiecare an. Ne-am mutat la Cluj, l-am luat din pământ de la Arad, l-am mutat la Cluj, l-am plantat. An de zile la rând, în fiecare toamnă, i-am pus gând rău smochinului. Dora, i-o tai. E bun să facă umbră, dacă am atât. N-am văzut niciun fruct copt. Pentru că smokinul are frunzele și are niște fructe mici cât un bob de mazăre, deodată cu frunzele. Pe care nu le vezi numai dacă te apropii de el. Așadar, dacă te apropii de el și nu vezi bobițele acelea mici, cât un bob de mazăre, înseamnă că nu vei avea fruct în acel an. Și noi n-am avut fructe multă vreme. Anul trecut am avut pentru prima oară fructe coapte. De ce? Pentru că harul din familia noastră, adică Dora, a negociat puternic, mai dă o șansă, mai dă o șansă, mai de o șansă. Deci ce se întâmplă aici este că Isus se apropie de smochin, vede frunzele, însă abia când se apropie de frunze, Vede că lipsesc fructele. Practic, apropierea lui Isus. Ce face? Evaluează. Judecă. Când este suficient de aproape, vede că acolo nu vor fi fructe. Și pentru că nu există fructe de mici, înseamnă că nu vor exista fructe nici la timpul fructelor. Așa că Isus, când vine și blestemă smochinul, nu face în mod arbitrar, nu face nedrept, ci el știe că acel smochin nu va produce rod care e scopul smochinului? Să producă rod. Și rodul lipsește. Așadar, atunci când în sus se apropie să vadă că acest smochin nu va avea smochine, știe ce blesteamă, și anume lipsa rodului. Și este o imagine extrem de profundă pentru evreul de rând. De ce? Pentru că, pentru evreul de rând, smochinul este un arbore simbol. Și rodul acelui pom a smochinului semnifică extrem de multe pentru el. Și explicația o putem găsi în mica 7, de la 1 la 6. Nu o să o mai citim. Însă, ce este foarte interesant este că blestemarea smochinului nu are explicație, ci este urmată imediat de curățirea templului. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Vesetul 15. Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? casa mea se va chema o casă de rugăciune. Pentru că toate, pentru toate neamurile întreabă. Nu este scris lucrul acesta? Dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Ei bine, ce se întâmplă este că în vremea lui Isus, deja toate cele patru curți ale templului erau folosite pentru comerț. Însă abia Caiafa a făcut ca curtea neamurilor să fie și ea dată spre comerț. Ei bine, ce se întâmplă este că aici Iisus punctează casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru cine? pentru toate neamurile. Și locul acela în care, singurul loc în care se puteau închina neamurile, și acela era deturnat, practic, pentru comerț. Și sus vine și face curățenie. Face, practic, singurul lui act violent pe care îl vedem. Răstoarnă mesele. Și atunci când face asta, citează din Isaia. Hai să citim din Isaia de la 56. Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-L slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorul Lui, pe toți cei ce vor să păzi sabatul ca să nu îl pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Practic, Iisus vine și zice, duceți-vă de aici, locul ăsta are un scop precis de închinare pentru toate neamurile și vine și curăță acel loc în care se poate închina oricine. Și Iisus încheie pledoaria lui, curățarea templului, cu un alt text amintit din Ieremia 7, de la versetul 8. Și uitați ce spune Ieremia 7, cu 8. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Bal, mergeți după alții Dumnezei pe care nu-i cunoașteți? Și apoi veniți și vă învățișați înaintea mea în casa aceasta, peste care este chemat numele meu, și ziceți, suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni? Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Observați ce cuvinte dure folosește Isus? Însă Isus, care prin felul lui de a vorbi se identifică cu Fiul lui Dumnezeu, vine și zice Eu însumi văd lucrul acesta. Asta spune Ieremia. Și Iisus întruchipează exact pe acel eu însumi, pe Fiul lui Dumnezeu care vede și curăță. Eu însumi, practic, semnifică Iisus își afirmă divinitatea. Ați făcut, arată către vinovați, și apoi curățarea curții neamurilor semnifică faptul că singurul loc unde se puteau închina toți este curățat pentru ca toți să se poată închina. Iisus se apropie ca să curățe Și curățarea produce deranj. Iată confruntarea. Preoții cei mai de seamă, versetul 18 și cărturarii, când au auzit aceste cuvinte, căutau cum să-l omoare. De ce? Că se temeau de el, pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însăra, însă Iisus ieșea încetate. cetate. Dimineața când treceau pe lângă ce nici l-au văzut. Uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, învățătorule, Uite că smochinul pe care le blestemat s-a uscat. De ce? Dacă smochinul reprezintă pe Israel, gândiți-vă că lipsa fructelor simbolizează ipocrizia liderilor lui Israel. Și abia aici avem radiografia poporului. Nu doar o radiografia poporului, ci o, și o judecată a rezultatului. Prezența frunzelor, dar lipsa fructelor este o imagine a lipsei vieții complete. Și orice religie care promite viața, dar nu oferă, aduce blestem. Și judecata este totală și rapidă. Și mă gândiți-vă la dumneavoastră, gândiți-vă la noi. Să se aștepte din partea noastră rod și la căutare mai amănunțită să lipsească cu profunzime. Hai să tragem niște concluzii. În primul rând, scopul venirii lui Isus în lume este să ne mântuiască și El se apropie de noi. Însă, pentru a ne mântui, trebuie să intre între și în noi. Odată intrat între noi, El curăță. Curățarea produce durere și orice rămâne necurățat aduce judecată. Și judecata asta la care au asistat vis-a-vis de Smokin deschide următorul subiect. Hai să vedem versetul 22. Iisus a luat cuvântul și a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă vă zice cineva muntelui acestuia, adică muntelui măstinilor pe care se aflau ei, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că va, că va zice, se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Și din nou Iisus folosește textul acesta, cuvântarea aceasta, ca să puncteze o altă profeție. Zaharia 14,4. cu Din nou se confirmă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu. Dar mai ales o face vorbind despre credință care se alătură iertării și care oferă putere în rugăciune. Însă confruntarea continuă și ajunge exact acolo unde doare mai tare. Și anume la autoritatea lui Iisus. Hai să vedem ce spune. S-au -au dus din nou în Ierusalim și pe când se plimbau prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Nu-i la întâmplare enumerarea asta aici. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii erau cele trei categorii specifice sinedriului. Toți vin acolo și se înfățișează lui și au spus cu ce putere faci tu lucrurile acestea? Cu alte cuvinte, cine îți permite ție să vii să cureți templul ăsta ca și când ai fi vreo autoritate? Și apoi nu doar să cureți asta, dar să și blestemi un smochin și să vorbești despre asta cu privire la noi. Cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Și apoi observați vreo cum răspunde Isus. Am să vă pun și eu o întrebare. Răspundeți-mi la ea și apoi vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Cu alte cuvinte, Isus este un evreu pur sânge, da? Orice evreu răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. Ați auzit de evreul la care zice Dom'le, dar de ce tot timpul răspunde la o întrebare cu o întrebare? De ce să nu răspund cu o întrebare? Și Iisus spune întrebarea. Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeți-mi. observați pe Iisus ce împinge, da? Ei însă vorbeau astfel între ei. Dacă răspunde din cer, va zice, de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, se temeau de norod, că și toți o că Ioan a fost adevărat, cu adevărat un proroc. Atunci au răspuns lui Isus. Nu știm. Și Isus le-a zis, nici eu nu o să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Observați cât de ambil. Observați cum Isus cunoaște intenția cu care vin și îi pun întrebări. Observați cum Isus care cunoaște inima omului, unii o răspunde, alteori o provoacă și deseori când, o când ne provoacă, duce mai departe provocarea respectivă. Și o să vedem imediat. Totuși, ce este de fapt testat aici? Cu ce autoritate faci lucrul acestea? Cine ți-a spus ție să faci lucrul acesta? Ce, ce țintesc ei? Țintesc, țintesc, cine este Isus, identitatea, și apoi țintesc să vadă dacă oamenii îl vor crede sau nu. Sinedriul atacă autoritatea lui Isus și urmează de aici încolo să se desfășoare practic confruntarea în cinci episoade. Puteți să le punctați dacă vreți. Prima confruntare, pilda vierilor. A doua, birul da Cezarului. A treia, căsătoria și învirea de apoi. A patra, cea mai mare poruncă, care e cea mai mare poruncă. Și a cincea, al cui fiu este Hristosul. Și, practic, trecem prin textul acesta gândindu-ne că tot ce, ce urmează de aici încolo este construit până aici și este, practic, confruntarea dintre Isus și liderii religioși. Avem o audiență care vede confruntarea, însă Isus confruntă liderii, nu audiența. Și Isus se apropie de ei ca să poată să-i confrunte. Hai să vedem. Confruntarea numărul unu. Isus a început în urmă să le vorbească în pildă. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc și în ea a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, țineți minte, smochinul blestemat că nu avea roade. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să le ia, ca să ia de la ei din roadele viei. Vieri au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au bărgiocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu de care? Prea iubit. Și deja audiența aude că e vorba despre Isus. Mai avea un singur fiu prea iubit la urmă. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vieria aceea au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și-au pus mâna pe el, l-au omorât și au aruncat trupul afară din vie. Acum ce va face stăpânul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceea, și vi-au văda altora. O renaști locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au o lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Și fiți ce spune aici pricepuseră că împotriva lor, spusese Iisus, pilda aceasta. Nu erau proști. Mai devreme au răspuns la provocare, nu știm. Dar nu din ignoranță, ci tocmai că știau să, să iasă de acolo. Nu știm. Aici pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pildă aceasta și l-au lăsat și au plecat. Gândiți-vă la Isaia. Isaia 5 vorbește exact despre pilda asta și Isaia 5 cu 7 spune așa Via Domnului Oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. El se aștepta la judecată și când colo, iată sânge vărsat. Se aștepta la dreptate și când colo, iată strigătă de apăsare. Această via a Domnului este Israel și ei pricepuse lucrul acesta. Ascultătorii lui înțelegeau foarte bine despre ce este vorba. Cei ce îl provocau înțelegeau foarte bine că despre ei este vorba. Însă ce ce primeau în această pildă era o ofertă. Cum îl veți primi pe fiul prea iubit? Fiindcă pilda spune că l-au omorât. Voi care ascultați pilda, încă vă mai puteți întoarce din planul vostru. Iisus oferă omului șansa să răspundă ofertei sale. Și Iisus oferă acelor lideri religioși șansa să ofere, să o primească oferta lui. O face în dreptul celor ce caută să-l omoare. Și în dreptul lor Iisus face oferta asta. Și încă ei o pot accepta. Întrebarea este despre noi. Această ofertă care ne este nouă făcută astăzi, este sau nu primită? Confruntarea însă continuă cu al doilea episod. Birul cezarului. Hai să-l citim. Apoi au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodieni ca să-l prindă cu vorba. Aceștia au venit și au zis, învățătorule, știm că spui adevărul și că nu-ți pasă de nimeni. Căci nu cauți la fața oamenilor și înveți pe oameni care are Dumnezeu un adevăr. Și observați, încearcă să-l prindă cu vorba. Înseamnă că în ceva ce urmează să spună. Așa că întrebarea, răspunsul la întrebarea care urmează să fie adresată, este, de fapt, capcana. Se cade să plătim Bircezarului sau nu? De ce întrebarea asta e o capcană? Dacă Isus ar fi spus da, ce s-ar fi întâmplat? Deci tu, Împăratul promis, care împlinești profețiile și vii în chip de Împărat, primul lucru pe care îl spui ca să arăți că ești Împărat este să plătim Bircezarului cui? Adică romanilor? Cu alte cuvinte, dacă Isus ar fi spus da să plătim bicizarului, Isus ar fi pierdut urmașii și, și din start s-ar fi descalificat ca împărat. Dacă ar fi spus nu, nu putem să plătim bicizarului, ce se întâmpla? În audiență erau și romanii. Nu mai aveau nimic de lucru evrei, pentru că romanii i-ar fi scăpat pe liderii ăștia de Isus. Ce face Isus? Hai să vedem. Să plătim sau nu? Sau să nu plătim? Isus le-a făcut fărțărnicia, le-a cunoscut fățărnicia și le-a răspuns. Pentru ce mă ispitiți? Aduceți-mi un ban ca să-l văd. I-au adus un ban și Iisus i-a întrebat. Chipul acesta, sublineați acolo, chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Evreul din Iisus răspunde unei întrebări cu alte întrebări, da? Chipul acesta, ale cui sunt? Ale cezarului, i-a răspuns ei. Păi dacă e al cezarului, da cezarului, ce e al cezarului? Și lui Dumnezeu, ce este lui Dumnezeu? Care e răspunsul? Și se mirau foarte mult de el. De ce se mirau? Hai să săpăm un pic în, în ce aude evreul din audiență. Se cuvine să plătim din cezarului sau nu? O capcană. Și Isus zice, dați-mi o monedă. Al cui chip este aici pe monedă? Acum, ca să înțelegem cum funcționează mintea evreului care aude ilustrația asta, trebuie să facem noi un exercițiu. Și vă rog frumos, propoziția pe care eu o încep, voi trebuie să o încheiați. O să știți. Nu e nici o capcană la mijloc. Eu încep propoziția și voi cu voce tare o încheiați. Hai să începem. Ana are? Ana are mere. Întrebarea este de ce știm toți că Ana are mere? Pentru că în abecedar, am învățat că Ana are mere. Cum am învățat asta? Cei care veniți din altă țară, nu vă speriați, ilustrația face sens pentru români. Conform abecedarului, am învățat ordinea literilor A, M, să putem scrie mama. A, N, ca să putem scrie Ana. Și apoi E și R, ca să scriem prima propoziție din viața noastră, de mână, dacă n-ai fost un copil precoce, Ana are mere. Și orice român trecut prin școala nu a vieții, ci școala statului român, știe că Ana are mere. Am făcut exercițiul ăsta în America, unde erau părinții din România și copiii născuți acolo. Toți părinții știau că Ana are mere, copiii erau pe nicăieri, Habar nu aveau de ce Ana are mere. Hai să vedem, de fapt, ce am folosit. Am folosit un tipar de gândire pe care îl avem cu toții bine sedimentat în mintea noastră. Ce face Isus aici? Al cui chip este aici? Doar că abecedarul iudeilor știți ce conține? Una din primele propoziții spune Haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa că atunci când Iisus zice al cui chip este aici? În mintea lor se derulează Ana are mere al lor. Și anume, noi suntem creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Dați dar cezarului ce cezarului, chipul ăsta? Și ce trebuie să dăm Dumnezeu? Oare nu chipul ăsta? De aceea se mirau foarte mult. Pentru că de la o întrebare din cotidian legată de amărâtele ale de taxe și biruri, Iisus ajunge exact la problema inimii. Dați cezarul cel cezarului, însă dați lui Dumnezeu cealalt Dumnezeu, ce anume, pe voi, cei care puneți întrebarea asta. Dacă nu te oferi în totalitate lui Iisus, nu vei ști niciodată ce și cât să dai altora. Pentru că nu știi ce este al tău și ce este al lui Dumnezeu. Asta trebuie să ducem acasă cu noi. Și asta răsuna adânc în urechile celor ce auzeau pe Iisus. De aia se mirau foarte tare. Confruntarea a treia. Saducheii care zic că nu este înviere au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare. Învățătorule, iată cine a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevastă fără să aibă copii, fratele său se ia pe nevastă și să ridice urmaș fratelui său. Și apoi urmează ilustrarea veninului din viața lor. De ce? Pentru că vine și zice, erau doar șapte frați. Și încep să creeze un scenariu cu șapte frați care mor pe rând ca să creeze o întrebare care duce nicăieri. De ce? ca să, încearcă, să încerce să-l prindă pe Isus într-un aspect teologic, pornit de la faptul că ei, saduchei, nu credeau în înviere. Și saduchei ăștia, cu toate că cunoșteau scripturile, se bazau exclusiv pe primele cinci cărți, respingând învierea. Ce face Isus? De răspuns Isus și a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Și Isus le zice, voi cunoașteți ce e scris, dar nu trăiți ce e scris. Și vă rătăciți din cauza asta. Dumnezeu este, <coughs> în ceea ce privește învierea morților, o renaștere din cartea lui Moise, atenție, unde? În cartea lui Moise. Și îi duce în primele cinci cărți, tocmai pe cele pe care ele credeau. În locul unde se vorbește despre rug, ce a spus Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul cui? Al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii tare vă mă rătăciți. Și confruntarea asta începe să crească, să crească în intensitate. Și Iisus le arată tare vă mă rătăciți. Lipsa cunoașterii Scripturii și lipsa cunoașterii puterii lui Dumnezeu care poate învia. Sunt cauzate de ambiții personale îmbrăcate într-o urmă de evlavie. Oamenii ăștia se țineau tare că ei cunosc Scripturile, însă nu cunoșteau viața. Și asta face Isus cel mai bine. Aduce lumină nu doar în minte, ci și în suflet. De aceea a venit, de aceea a intrat, de aceea a confruntat. Hai să mergem mai departe. La patra confruntare. Unul dintre cărturari care i-au zis se vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine să aducă ei lor, observați trecuse testul, a venit și el și l-a întrebat, care este cea din tâi poruncă dintre toate poruncile? Și, practic, avem pentru prima oară o confruntare mai puțin agresivă. Este o întrebare onestă. Știm toate legile, îi învățăm pe alții, avem sute de legi pe care le cunoaștem în detaliu. Spune-ne care e cea mai importantă dintre ele. Și ce face Isus? Isus spune, cea din tâi este aceasta, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată întâia poruncă. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare de aceasta. Și cărtorul îi spune, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul în afară de El. Și continuă. Și a iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată puterea și a iubi pe aproape ca pe sine este mai mult decât toate ardele de tot și decât toate jertfele. Și conversația asta are loc unde? Acolo unde oamenii își cumpărau animalele pentru arderi de tot și pentru jerfe. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis tu nu ești departe de împărățirea lui Dumnezeu. Ce interesant. Și nimeni nu drăznea să-i mai pună întrebări. Ce este surprinzător este că afirmația are loc după ce curăță locul destinat închinării. În timp ce Iisus se pregătește să fie oferit ca jertfă. Asta face Iisus, confruntă Israelului, Israelul, apoi confruntă funcția templului, apoi confruntă Sinedriul, apoi confruntă pe farisei și pe irodieni, apoi confruntă sistemul de jerfă și se apropie de actul final. Hai să vedem ce ne zice de la versetul 35. Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis, cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a zis, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune vrășmașii tăi sub picioarele tale. Deci chiar David îl numește Domnul atunci. Cum este el fiul lui? Și gloata cea mare l-a ascultat cu plăcere. În învățătura pe care o dădea, Iisus le zicea. Și atenți. În audiență sunt cei despre care vorbește Iisus. Păziți-vă de cărturari, cărora le place să umbre în haine lungi și să le facă lumea plecăciun prin piețe. Pace, frate, pace. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi, după locurile din tâi la ospețe ca să le văd vreo le mănâncă și fac luciuni lungi de ochii lumii, o mare o va veni peste ei. vă puteți imagina? Iisus vine și confruntă exact spiritul ăla încorsetat în tradiție, lipsit de viață. Și învățătorii ăștia acceptau că Iisus trebuie să împlinească profețiile și Iisus le împlinea așteptau pe fiul lui David, însă îl așteptau ca pe David. Împărat, călare, cu putere militară, autoritate statală. De aceea nu-l acceptau pe Isus, pentru că el nu împlinea așteptările lor. Împlinea Scriptura, dar nu așteptările. Și atunci când așteptările noastre vis-a-vis -vis de Isus sunt diferite decât ceea ce spune Scriptura, înseamnă că noi nu-l așteptăm pe Isus. Cine spune Scriptura că este Mesia? Și vedem ce spun profețiile. Cine spune cultura că este Mesia? Și vedem ce spune cultura secolului I. Că l-așteptau călare, victorios, în armată. Întrebarea este cine spui tu că este Mesia? Suntem oare asemenea religioșilor vremi încercând să-L potrivim pe Iisus nevoilor noastre, așteptărilor noastre, pretenților noastre, tradițiilor noastre? sau toate acestea le potrivim noi identității Lui? Să strigăm după vindecare, dar să nu ne dorim pe vindecător. Să strigăm după iertare, dar să nu ne dorim pe cel ce iartă. Și câți din noi încurcăm pe dădător cu ceea ce dă El? Și asta e confruntarea pe care Iisus o vrea cu noi. Și anume, să încercăm să-L potrivim pe Iisus nevoilor noastre sau nevoile noastre identității Lui. Și uitați-vă cât de elegant încheie Iisus toată confruntarea asta. Iisus ședea pe jos în fața visteriei templului și se uita cum aruncă în orodul bani în visterie. Mulți care au bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenici și să-i și-a zis Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vesterie că toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, virgulă, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Și toată confruntarea asta pe care am văzut-o, episod cu episod, practic ajunge în punctul ăsta care e cel mai important punct. De ce? Pentru că Isus urmează să ofere tot ce mai avea El ca să trăiască, pentru ca noi să trăim și văduva săracă întrupează exact ce vrea Isus de la noi. Să-i oferim tot ce mai avem ca să trăim. Puteți pune și o virgulă. Ca să oferim tot ce mai avem, virgulă, ca să trăim. Trei lucruri face Isus. În primul rând, Isus te vizitează, te caută, se apropie de tine dăm voi să spun trei întrebări. Ce găsește Isus atunci când te vizitează? Ce găsește Isus când alege să intre în intimitatea ta? Ce anume trebuie să curețe pentru ca închinarea să poată să aibă loc? Pentru că Isus vine și curăță exact acea curte din prejurul templului în care închinarea trebuie să aibă loc. Și vine și o curăță. Ce trebuie să curețe în viața ta? Și ce va confrunta Isus atunci când intră în casa ta, în familia ta? În viața ta? Sau în biserica ta? Iisus te vizează doi. Iisus confruntă. Atunci când ne vorbește din pilda vierilor, Iisus confruntă felul în care îl așteptăm. Atunci când vorbește despre birul de cezarului, el confruntă felul în care percepem ce este al nostru. Apoi când confruntă discuția despre căsătorie și învierea de apoi, el confruntă felul în care pricepem puterea lui. Apoi când vorbește despre cea mai mare poruncă, el confruntă felul în care trăim ceea ce credem. Cam mai apoi atunci când vorbește despre al cui fiu este Hristosul, să confrunte felul în care relaționăm cu identitatea lui Hristos. Și în final, Iisus ne cere ceva. Suntem chemați să dăm tot ceea ce avem ca să trăim pentru a putea trăi. Întrebarea ce dăm noi? Și cât? Doamne, stăm în fața Ta și mulțumim pentru văduva săracă. Îți mulțumim, Doamne, că ai văzut-o. Și îți mulțumim, Doamne, că ne chem să ne umilim prin un asemenea exemplu. Dar, Doamne, vrem să-ți mulțumim că ai intrat în Ierusalim și cum ai intrat în Ierusalim vei să intri și în viața noastră. Și, Doamne, vrem să-ți mulțumim că o faci într-un fel atât de Profund. Și, Doamne, te rugăm frumos în dimineața asta. Intră în viețile noastre. Te rugăm frumos, curăță ceea ce trebuie curățat. Și te rugăm frumos, confruntă cu Scriptura. În locul acesta, în casa noastră, în viețile noastre, în intimitățile noastre. Pentru că vrem să te așteptăm așa cum ni te prezintă Scriptura. Pentru că vrem să pricepem bine ce al nostru și ce al tău, Știm că totul e al tău. Ajută-ne să capitulăm în fața ta. Apoi, Doamne, vrem să îți cunoaștem puterea. Vrem să trăim iubindu-te pe tine și iubind pe cei de lângă noi. Și, Doamne, vrem să știm clar cine ești tu în viețile noastre să putem să-ți oferim tot ce avem, ca să trăim din plin alături de tine, pentru tine și prin tine. Amin.